Îl mulțumim Domnului în dimineața aceasta să fim aici. Cred că merită să-i spunem că e cel mai frumos. Dorim să cântăm o cântare și să proclamăm prin corul acesta că ești cel mai frumos și nimeni nu este ca tine. Lăudat să fie El. Privind la bolta albastră, nu pot să nu descriu lucrarea ta măiastră, o creator ceresc. N-atâta armonie, eu grijile-mi destrag și plin de bucurie, cu dragoste exclam. Cel mai frumos și nimeni nu-i ca tine. Îți cântă florile, te adoră zorile. Ești cel mai frumos. Ești cel mai frumos, Doamne. Ești cel mai frumos. Măreț și înălțat. Măreț și înălțat. Prin tot ce ai creat. Prin tot ce ai creat. Ești Doamne minunat, slăvit să fie numele Tău. Ești cel mai frumos. Hai să mai proclamăm o dată, ești cel mai frumos. Ești cel mai frumos. Și nimeni nu-i ca tine. Îți cântă florile, te adoră zorile. Ești cel mai frumos. Ești cel mai frumos. Cel mai frumos. De atâta măreție sunt, Doamne, copleșit și-ți cânt mereu doar ție, o Tatăl meu iubit. Când razele de soare zâmbind îmi bat în geam, malinta cea splendoare și fericit exclam. Ești cel mai frumos și nimeni nu-i ca tine. Îți cântă florile, te adoră zorile. Ești cel mai frumos. Ești cel mai frumos. Cel mai frumos, ești cel mai frumos și nimeni nu-i ca tine. Îți cântă florile, te-adoră zorile. Ești cel mai frumos, ești cel mai frumos. Măreț și înălțat. Cea senină, spre cerul infinit, un bun firat de tine, de tine plămădit. M-a gândori fierbinte să zbor să te întâlnesc pe tine, drag părinte. Ce ai creat?
cel mai frumos. Ești cel mai frumos și nimeni nu-i ca tine. Îți cântă florile, te adoră zorile. Ești cel mai frumos. Ești cel mai frumos. Este cel mai frumos și este cel mai bun Dumnezeu. El e Dumnezeul nostru. Cântând aceste două cântări, aveam în inimă îndemnul să rog pe fratele Dan să înalțe numele lui Dumnezeu. Domnul a fost bun. Domnul este bun. Domnul va fi bun. Și în bunătatea Lui ne va mântui, ne va desăvârși, ne va duce acasă. Dimineața aceasta mi-aș fi dorit să compunem toți o cântare nu doar despre cel mai frumos, ci despre cel mai bun, cel mai măreț, cel mai glorios Dumnezeu. Dumnezeu care este îndurare. Dumnezeu care se oprește în dreptul nostru și ne dă putere și ne scoate biruitori. Lăudat să fie Domnul. Frate Dan, te rog, vino și înalță numele lui Dumnezeu. Ne-am adunat în dimineața aceasta, Părinte iubit. Am venit cu micul mare, cu inima pregătită, cu trupul curat, cu cugetul spălat în sângele lui Hristos, aleluia, pentru că am considerat că este de bun argur, că se merită și se cuvine ca noi, cei mântuiți, izbăviți și binecuvântați de Tine, să aducem în această dimineață o jertfă de mulțumire. Altarul pe care zidim rugăciunea noastră este un altar al recunoștinței. Binecuvântăm pe Domnul care întotdeauna de grabă ne ascultă. Aleluia. Binecuvântăm pe Domnul care a fost bun cu noi, amin, care a plămădit în taina cunoștinței Lui mântuirea noastră și care la împlinirea vremii a descoperit-o prin Hristos, Mântuitorul iubit. De aceea în această zi, Biserica Grace și nu numai, toți cei prezenți aduc o jertfă de mulțumire și spun din toată inima pentru mântuirea primită, pentru ajutorul care l-am primit de la Tine, pentru vindecarea care ai dat-o poporului Tău, pentru izbăvirea la rugăciunea înălțată, pentru pâinea de fiecare zi, pentru izbăvirile de fiecare zi. Spunem din toată inima, preamărit să fie Domnul! Preamărit să fie Domnul! Preamărit să fie numele lui Dumnezeu! Oare nu Tu ai fost acela care ne-a păzit în vremurile grele? Oare nu brațul Tău puternic s-a întins peste casele noastre atunci când rugăciunile mamelor s-au înălțat spre Tine, atunci când strigătele în taine ale taților s-au rugat și au strigat înaintea Ta pentru pruncii lor? Oare nu Dumnezeu a trimis izbăvirea? Oare nu Dumnezeu a împrăștiat mântuirea? Oare nu Dumnezeu a făcut bucurie vieților noastre? Ba da, Tu ești singurul Dumnezeu adevărat! Îți mulțumesc în această zi, prin credință, pentru toate cauzele care s-au adus înaintea Ta, că la vremea potrivită vom auzi vești bune. Amin. Și se va spune în mijlocul poporului Tău, Domnul a luat aminte, aleluia, Domnul a lucrat, Dumnezeu și-a proslăvit numele și iată-ne, aleluia, am fost aproape de groapa peirii, am fost coborâți în noroi, dar Domnul și-a întins mâna și ne-a vindecat. Dar Domnul ne-a izbăvit, dar Dumnezeu și-a proslăvit numele. Prin credință facem această afirmație, pentru că am văzut în viața noastră lucrările Tale. Pentru că de atâtea ori ochii noștri au văzut, atunci când omul spunea, nu se mai poate face nimic, am văzut brațul Tău la lucru, arătându-ne că este ferice de omul care se încrede în Domnul, că la Dumnezeu resursele nu sunt limitate și că puterea Lui depășește orice logică și orice raționament. Îți mulțumim că ești Dumnezeul nostru. Noi nu avem altă stâncă și nu cunoaștem alta. De aceea îți mulțumim în această zi, pentru că ni Te-ai descoperit nouă și copiilor noștri, că ne-ai atins cu mântuirea Ta și astăzi suntem aici
Înălțim cântarea de laudă, împărtășia sfântă a cuvântului Tău și în prezența Duhului Tău cel Sfânt. Îți mulțumim, Doamne, și mărturisim în fața întregii lumi spirituale că fără Tine am fi pierduți și fără Tine ne-am prăbușit de mult, dar din toată inima îl binecuvântăm pe Domnul, care este pentru noi cel mai minunat. Aleluia. Un Dumnezeu lângă care vrem să rămânem, indiferent de situație, de vremi și împrejurare, alegem să rămânem lângă Tine. Te rugăm, într-o rugăciune simplă, dă-ne putere, mărește-ne credința și fii pe mai departe Dumnezeu izbăvirea noastră. În numele Domnului Iisus Hristos ne-am rugat. Amin. Vă rog să ocupați locul. Urmează să mai cântăm Domnului o cântare, nu înainte de a vă spune tuturor bun venit la casa lui Dumnezeu. Bine ați revenit acasă, celor care ați plecat din mijlocul nostru. De asemenea, în dimineața aceasta, familia Ardelean, fratele Nathan, sora Nicolette, Nikki, au dus la binecuvântare cel de-al doilea rod al dragostei lor, cel de-a doua binecuvântare, Eloise Nicolette Ardelean. Domnul să o binecuvânteze! Logan e și el pe aici prezent, ca un frățior mai mare, va purta de grijă surorile lui, dar astăzi noi vom încredința acest copil în mod deosebit și familia întreagă sub mâna celui care știe să poarte de grijă a lui Dumnezeu. Aș vrea să spun bun venit familia Ardelean, părinților, fratelui Nathan, surori, frați, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vreau de asemenea să salutăm și familia Sălăgean, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și Biserica Grace, părtașă la această binecuvântare. Cântăm spre slava Domnului cântare și apoi fratele Cornel ne va sluji din cuvânt. Destinul tău e să învingi, când ești căzut să te ridici. Destinul tău l-a scris cândva Iisus. Numele tău de mult e scris în cartea vieții din paradis. Destinul tău e cerul său, să știi. Nu suntem aici statornici, o țară nu suntem
Slăviți să fie Domnul! E o zi de sărbătoare pentru biserică, pentru mai multe familii și mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua aceasta care ne-a dat-o. Nu e ușor în vremurile de astea să pui o zi ca asta împreună. Toate lucrurile trebuie să aliniază perfect și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a aliniat, ne-a dat sănătate la cei de la Chicago, la cei din Michigan. Biserica e deschisă și putem să fim în prezența Domnului dimineața aceasta. Am să citesc un singur verset, nu trebuie să vă mai ridicați în picioare. Care aveți cuvântul Domnului cu dumneavoastră, vă rog deschideți-l la Cartea Judecătorilor, capitolul 13, vom citi versetul 8. Judecător 13, versetul 8. Manoah a făcut Domnului următoarea rugăciune. Doamne, te rog să mai vină odată la noi omul lui Dumnezeu pe care l-ai trimis să ne învețe ce să facem pentru copilul care se va naște. Amin. Extraordinar verset. Pusese 40 de ani de robie, filistenii apăsase peste poporul Israel. Și după 40 de ani Domnul și-a întors din nou fața peste o familie, peste o femeie stearpă și a promis un copil. A venit îngerul Domnului la femeie și femeia s-a dus și a spus bărbatului, auzi ce mi-a vorbit Domnul. Și mă gândeam așa, ce bărbat înțelept, ce bărbat înțelept, dar ce îți vorbește ție, dar eu ce sunt în casa asta? Putea să zică Manoah, dar eu ce sunt aici? Nu zic eu bărbat, nu zic eu cap de familie? Dar omul acesta spune că s-a rugat Domnului. Când a auzit că a vorbit Domnul familiei lui, indiferent că îi vorbește la soție, indiferent că îi vorbește la soț, el a primit ca cuvântul din partea lui Dumnezeu. Și mă rog ca Domnul să ne dea această înțelepciune la fiecare. Indiferent că Domnul ne vorbește la unul sau la altul, zice că cei doi vor fi una, da? Omul ăsta a înțeles lucrul acesta. Și îmi place așa de mult că zice că s-a rugat Domnului, s-a pus pe genunchi și a zis, Doamne, să mai vină la omul ăsta. M-am întrebat oare de ce? Pentru că vreau să vă spun că spune în Psalmul 127 cu versetul 13, iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Copilul a avut o importanță extraordinară. Dumnezeu îi spunea că copilul ăsta trebuie să fie deosebit. Dar vreau să vă spun un lucru, toți copiii sunt deosebiți, să știți. Pentru că pentru fiecare copil Dumnezeu, încă pe când era numai un plod, i-a scris toate zilele. Și știți ce-i frumos? Că ni-l-a dat în mâna noastră ca părinți. Și o răspundere extraordinară și omul ăsta a înțeles răspunderea mare care venea peste el și peste soția lui. Și a zis, Doamne, vrem să învățăm de la Tine ce să facem. Noi am trecut sub robie, 40 de ani au fost apăsați de filisteeni, 40 de ani au fost mâna filisteenilor și au fost obiceiurile filisteenilor peste ei. Se putea șterge învățătura lui Moise, se putea șterge învățătura filisteenilor. Omul acesta a zis, Doamne, învață-mă Tu cum să crezi copilul ăsta, ca copilul ăsta să-ți fie plăcut Ție, ca Tu să-ți găsești plăcerea în el. Și m-am gândit cât e de frumos lucrul acesta. Apostolul Pavel vine în 1 Timotei și spune lui Timotei un lucru foarte frumos și vreau să vi-l citesc în dimineața aceasta, zice 1 Timotei 4:12. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinereața, ci fii o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curățenie. Acum aș vrea să schimbăm câteva cuvinte. Dacă ar fi nimeni să nu te disprețuiască ca părinte, ci fii o pildă pentru copiii tăi, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curățenie. Și ți s-ar da o listă, o foaie, este aici un pic, și ar zice, la fiecare dă-ți nota. Cam ce notă ți-ai da, ca părinte? Cam ce notă ți-ai da? Și vreau să te mai întreb ceva, crezi că nota dumitale ar meciui cu nota care ți-o dă Dumnezeu? Mi-a fost foarte greu și greu să vorbești mai ales la copiii tăi, pentru că ei te cunosc cel mai bine. Vreau să vă spun și am regrete foarte, foarte multe când mă uit în spate. Am regrete foarte multe ca părinte. Sunt lucruri care auzi că le-aș fi știut, auzi că le-aș fi învățat de la alții, auzi că aș fi ascultat de alții când mi l-au spus,
Trăim vremuri grele. S-a schimbat foarte, foarte mult felul cum să cresc copiii. Și se schimbă în continuare. Țin minte când noi am avut copii, când noi am început și au venit părinții noștri și au încercat și ei să ne spună una și alta în zlasă, că noi știm. Care sunteți părinți și aveți nepoți, cam știți cu ce aveți de-a face. A ajuns Melanie după ce a avut primul copil și a zis, Mama, I know, noi aveam deja 4 și am crescut-o și pe aia, dar ea deja știe. They know already everything. You can't tell them nothing. Dar don't worry, că și-a lor s-o să întâmple ca și nouă. Și copiilor într-o zi le va spune cum i-a spus ei nouă. Și eu i-am spus la tata la fel. Și așa am spus și copiii mei astăzi. Și așa, asta merge în continuare, o roată care se învârte. Ce să facem pentru copilul ăsta? Și dacă aș fi să vă dau o foaie din nou la fiecare și v-aș întreba pe fiecare, ce crezi tu că ar trebui să făcut pentru un copil? Vreau să vă spun că am avea foarte, foarte, foarte multe păreri în ziua aceasta, în locul acesta. Cam câte familii suntem, cred că atâtea și păreri am avea. Însă, cum să spun, foarte surprins să aude foarte multe metode care se aplică astăzi. Am auzit că este metoda că copilul trebuie să mânce la ora exactă. Îi pui în față farfuria, la ora 3 sau la 2, are o jumătate de oră, dacă mâncă bine, dacă nu iei farfuria și până la 6, că el trebuie să mânce. Ai milă, Doamne! Credeți, când aia m-a răscolit, bă, dar ce copil? Credeți, am auzit că este metoda aia astăzi, că trebuie să mânce copilul ora, ca să nu vă spun că copiii trebuie să culce la ora exactă. Eu mă culcam când îmi era somn. Astăzi copiii vin la noi și zice, Dad, I gotta go. Why? Trebuie să-l pun la culcare, la ora 7. If I hate something in my life, mă trimitea tata la bunica la Vâlceale, armată curată. Bunica a rămas văduvă din război. Băi, fraților, băga găinile în coteț, închidea ușa și următorul eram eu în pat. La 7. Acasă la Turda, noi la 7 ne strângeam pe stradă să ne jucăm. La 7 eu eram în pat, la bunica la țară. Că ei se sculau la 4, la 5, să dea la animale. Ce, dar noi nu au stat după tine până la miezul nopții. Ei ziceau că la 9, la 10, la miezul nopții. Pătrâni. Și la 5, la 4, îmi cânta cocoșul sujan. Nu stăteam, nu rezistam mai mult de o săptămână. Întrebați-l pe tata. De multe ori la 2 zile eram acasă. Să trezea tata cu mine acasă. Dar pe copil, ai venit? Nu mai pot, tata. Deci s-au schimbat foarte mult metodele de când ăsta și mă uit la ei și știu că nu mă ascultă nimeni, dar mă gândesc, săracul copil, ce diferență între ei și noi. Și se va schimba mai departe. De aceea vreau să vă spun că e foarte important ce trebuie să facem. Și vreau să vă spun că în dimineața aceasta am ales ca exemplu pe Dumnezeu. Ca să nu poată comenta nimeni. Că nu zică nimeni, bă, o zis ăsta ca la el acolo la Turda, la Ardeal. Ca la mocanii aia de acolo, la Munța Puseni, vrea să-i crească noi acum pătrați. Nu, nu, nu. Eu am să ales cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta și îl iau pe Dumnezeu. Pentru că știți când ucenicii au venit la Domnul Iisus și au zis, auzi, învață-ne să ne rugăm. Și ce frumos! Primul lucru care i-a învățat pe ucenicii au zis să-i zice lui Dumnezeu, Tată, Tatăl nostru. Și vreau să-l iau pe cel care noi îl numim Tată, ca exemplu pentru noi, care suntem părinți în dimineața aceasta. Și mă rog ca Domnul să ne dea înțelepciune. Sunt câteva principii pe care nu le poți. Poți să le dai de mâncare, poți să-i culci, dar sunt câteva principii biblice pe care nu le putem călca, să știți. Și în dimineața aceasta am să vorbesc despre 4 principii. Și primul lucru pe care vreau să îl învățăm de la Dumnezeu este următorul. Fii prezent în viața copilului tău. Fii prezent. Dumnezeu spune în Genesa, capitolul 3, cu versetul 8, care umbla prin grădină în răcoarea zilei. Și în versetul 9 zice, Dumnezeu a chemat pe om și a zis, unde ești? Din primele pagini ale Sfintei Scripturi, vedem pe un Dumnezeu care a fost prezent în viața omului. În răcoarea dimineții, Dumnezeu se plimba prin grădină și vrea să discute cu omul. Vrea să stea de vorbă cu bărbatul acela, cu femeia aceea. Dumnezeu a vrut să fie prezent în viața lor. Și primul lucru care vreau să spun în dimineața asta, fii prezent în viața copilului tău.
Este un exemplu extraordinar în Cartea Genesei, în capitolul 21. Este acolo un copil pe care nu l-a mai vrut nimeni. Într-o zi nu l-a mai vrut nimeni. Nu l-a mai vrut taică-sa și nu l-a mai vrut nici maică-sa. Ismael, țineți minte pe Ismael? Într-o zi trebuie să-l arunce taică-sa de acasă, că Sara auzit, zice, nu mai pot să-l văd pe Ismael, și spune că a luat Agar copilul ăla și-a plecat săraci în pustie și li s-a gătat apa. Și spune că acolo i-a vorbit domnului Agar și-a zis, scoală-te, ia copilul și ține-l de mână, că își voi face din el un neam mare. Mi-a plăcut așa de mult. Ia copilul și ține-l de mână. Nu zic că Agar, scoală-te, uite acolo, spune la copil să meargă să bea apă. Uite acolo, nu este un izvor de apă, am deschis un izvor de apă. Spune la copil, fugi bă și bea apă rapid. Ia copilul și prinde-l de mână. Copiii pe care ne-a dat Dumnezeu, să știm, ne-a dat să-i ținem de mână. Amin. Amin. Copiii noștri trebuie să știe că are o mână pe care poți să o prinde ori și când. Are o mână pe care se poate încrede. Noi avem o mână, mâna lui Dumnezeu, dreptul, care nu-i prea scurtă, pe care o simțim, care se întinde peste noi, că atunci când strigăm către El, Dumnezeu ne ascultă și ne scapă din toate necazurile Lui, pentru că își întinde mâna. Ia copilul tău și ține-l de mână, du-l tu la apă. Că dacă nu-l duci tu astăzi la apă, la izvorul care cură de sus, îl va duce alții la alte izvoare. Îi va da alții de beut. Și după aia vii la biserică, fraților, rugați-vă pentru familia mea, rugați-vă pentru casa mea. Am copii care nu mă mai ascultă, am copii care nu mai pot aduce la biserică, pentru că a fost o zi când trebuia să-l ții de mână, să-l aduci tu la casa Domnului. A fost o zi ca tată când trebuia tu să vii cu el, nu mama. Ia copilul și ține-l de mână, că-i scurtă vremea, să știți. Ai cu el 7 ani cel mult. Și după aceea să-l ia școala de mână, să-l iau profesorii, să-l ia strada de mână, să-l iau străinii de mână. Și tu le ieși și vei mai întinde mâna spre el și nu mai va fi mâna lui, pentru că mâna lui în alte mâini. Agar, ia copilul și ține-l de mână, că e al tău și eu am un viitor cu copilul tău. Dar ca să am viitorul ăsta, eu am nevoie de tine, că tu ești tată, tu ești mamă. Nu este mână ca mâna ta. Cel mai important lucru care poți să-l dai copilul tău e timpul tău, să știți, nu banii, nu cadourile de la Crăciun, nu bicicleta, nu mașina care o cumpe la 16 ani, nu corvetul. Cel mai important lucru de care are nevoie un copil e timp, timpul tău. Pentru că dacă îi dai din timpul tău, înseamnă că are valoare în ochii tăi. Bine mă, îl duc în vacanță, am fost cu el la Florida 2 săptămâni la Disney World. I'm a good father. Dar 2 săptămâni nu mai ești acasă. Vii acasă când el e deja în pat. Și pleci până el nu se scoală. Și te mândrești că l-ai dus la Disney World. Balonii, n-ai făcut nimic. Cu banii nu poți cumpăra nimic. Te înșel pe tine și înșel și pe el. Că totul după aceea e pe noțiunea banului. Tu trebuie să fii aproape de copilul tău. Copilul tău trebuie să știe că atunci când strigă noaptea, tu ești la capul lui, la pătuțul lui. Atunci îmi spunea Nicky că Logan se uită pe geam, știe ora, nu știe să citească ceasul, dar știe ora la care Nathan vine de la lucru, se duce la geam. Și o oră trebuie să joace Nathan cu el în fiecare seară, de-abia așteaptă să vie tata acasă. Și nu-i singurul, să știți. Toți copiii așteaptă să joace cu tata și cu mama. Toți copiii așteaptă ca tata și mama să-și facă timp de ei. Și ce a spus Jane, fata lui Tiffany, acum de vreo 2 săptămâni la Tiffany, era Tiffany acolo să juca cu ea, s-a uitat la telefon. Și Jane, la 2 ani și ceva, zice, phone pocket, phone pocket. La 2 ani. Adică, băi, uite-te la mine, bă, uite-te la mine că eu am valoare, că fonul pot să, dacă vă arăt pe mine, tot e crepat, tot e spart.
fonul se sparge, se strică, se evaluează, dar copilul tău e un jur care ți l-a dat Dumnezeu. Și dacă acum n-ai grijă de el, într-o zi va arăta că telefonul spart și crepat. Și apoi dai, Doamne, și repară, schimbă screen-ul. Phone packet. Și ce, acum două săptămâni, vineam spre adunare la botez și știți cum sunt femeile, copii, și îi scrie Tiffany, îi spune că, zice, o îmbrăcam pe Jane să vină la biserică și i-am spus, zic, Jane, mergem la adunare și o să învățăm despre Dumnezeu, o să învățăm despre Domnul Iisus Hristos. Și fata zice, are they coming too? M-a șocat. O zis, Domnul Iisus, dacă nu veți fi ca acești copilași cu niciun chip, nu veți intra. Ascultați-mă, v-ați pus întrebarea asta, are they coming too? Că acolo unde sunt doi sau trei adunați, nu pentru că e programul de duminică dimineață, nu pentru că așa la noi, în tradiția noastră românească, se merge două ori pe duminică și o dată joi seara. Adunați în numele meu, o zis Domnul că e prezent. Atunci o zis Domnul că e prezent, nu altceva. Are they coming too? Dar cine să le vorbească decât cel ce îi ține de mână? Cine vrea să le vorbească? Psalmul 34 cu 15. Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană și urechile lui iau aminte la strigătele lor. Dumnezeu e prezent, Dumnezeu nu-i scapă nimic. Vreau să spun că timpul cu copilul e cel mai prețios. Știi de ce? Pentru că poți să vezi pe copil de mic. Poți să-l înțelegi de mic, poți să-i vezi trăsăturile, poți să-i vezi caracterul, poți să-i vezi inclinațiile, poți să-i vezi de mic ce-i place, ce-l atrage. De așa, bă, la 16-18 ani îi spui, du-te, bă, să te faci doctor. Sau du-te, bă, să te faci inginer. Și lui îi place săracul chitara, sau îi place să cânte. Dacă tu n-ai fost acasă când ai fost tată, eu însă știu. Și îl forțez și ai scandal în casă, și în acaz, și zice că n-ai fost prezent. Am acasă, nu știu, cel puțin două albume, cel puțin mă gândesc, sper să nu fie mai mult, cu poze din care eu lipsesc. Probabil ca mine, Domnul are milioane, în care eu nu-s prezent, e pia, e fetele. Aș vrea să aduc timpul înapoi. Normal. Spune tata și mama, când au venit în America, dragul tati, nu lucra așa de mult. A, și știi tu cum e America. Urmă ce ai venit în România. Dragul tati, nu lucra așa, nu lucri prea mult. Și astăzi aș vrea să cumpăr. Astăzi aș vrea să cumpăr timpul. Și mă duc până în Iuta, două săptămâni conduc 24 de ore non-stop, să am timp cu copilul, că l-am avut acasă și nu l-am prețuit. Că l-am avut acasă, va veni într-o zi când vei merge până în Texas sau până mai nu știu ce state să-ți vezi copilul și vei cheltui o droaie de bani, că nu te-o costa nimic să stai cu el. Vreau să spun că timpul pe care îl petreci cu copilul tău trebuie să fie un timp benefic. Știi ce e interesant? Ce am observat, mai ales la noi, la români? Timpul care noi îl petrecem cu copilul nostru e benefic pentru noi, nu pentru ei. Lucram la cineva la o casă, m-a chemat să-i fac niște lumini la soafet. Și o mai vinte un frate să lucre ceva în casă. Eu lucram afară, casa în construcție, ploua în ziua aceea, dar te-am gat că soafetul era de doi fiți și nu mă ploua. Dar mutam scara pe lângă casă să pun lumină la soafet. Și într-o dată aud pe fratele ăsta din casă strigând, Măriucă! Ăsta a venit cu venul și avea un copil în venă. Ploua, el era în casă, copilul era pe drive, trebuia să strigă câteva ori până asculta copilul să vină la el. Și văd că vine un copil prin ploaie, așa cu o glugă mic, îi spune ceva, mere copilul la venă, îi aduce ceva. Mai trage ceva și strigă, Viorel! Viorel!
Mă gândesc așa, bă, ăsta și-a dus copiii cu el la lucru. Vine iară copilul, iară merge înapoi, mă uit așa la haine, zic, mă, e același copil. Iară, Măriucă, nu trece mult. Tată după masă, când Măriucă, când Viorel. Băi, oamenilor, n-acum, eram, nu știu că era așa îndrăznit stădeauna, dar era rușin. Băi, oare ce copilul ăsta, mă, fată sau băiat? Era cu gluga în cap, plouă afară. M-am dus să lucru în casă, am gătat eu cu luminile pe la soafeț. M-am uitat așa pe sub glugă la fața copilului, față frumoasă, nu puteam să zic, că copiii sunt frumoși. N-am putut să zic, băi, băiat sau fată. Am plecat seara aia și l-am sunat pe stăpân și am zis, auzi, mă, mă duc la lucru și noi puteam dormi. Spune-mi, ce-i copilul ăla, fată sau băiat? Zice, băi, băiat, bă. Dar zic, bă, câți ani are? 9 ani. Wow. La 9 ani știa copilul ăla, tăte, ce trebuia aduse din ven, nu vă mai spun mai multe ca să... Mă înțelegeți dumneavoastră? Bă, dacă ți-o da Domnul copii, lasă să aibă copilărie copilul. Va spune cineva, frate, dar trebuie să-l învăț meserie. E diferență între a-l învăța pe copil meserie și a-l exploata. Timpul pe care îl dă, fă-l benefic pentru copil. Sunt atâția copii exploatați, mai ales la noi la români. Decât să plătim pe altul, îi ducem pe copiii noștri. Tata are al bine și acum și el știe treaba asta. Și i-am spus, tata, când mori, eu ori le vând, ori le dau foc. Dețet, în două, una. Mă ducea cu el al bine, când eram mic, și juca Craiova în cupele europene. Ca vă închipuiți cam ce criză era pe mine. Și eu eram în pădure la al bine. Nu mi-a plăcut și nu-mi plac niciodată. Și am spus, tată, eu nu mă ocup de ea. Dar, dragul tată, ce fac cu ele? Te interesează, du-le cu mine ta, dacă vrei. Dă-le la Liana, la Dani. N-au decât ei să mă duce. Eu, slăvit să fie domnul Ricci aici. Am zis, thank God că ăsta s-a apucat de albine. De la tine cumpăr, mi are Ricci, să știi. Thank you, primul pe listă, viu după ea și gata. E mai ușor să o cumperi, credeți-mă. Nu pot să stand albinele. Numai eu știu de câte ori m-am înțăpat și mor ăsta când alții să jucau fotbal. Când era după masa mai caldă, hai să plecăm. Și eu plângea inima mine. Înțelegeți? Și ce zice cuvântul Domnului în Efeseni 6:4? Și voi, părinților, nu întăritați la mânie pe copiii voștri, ci creștei în mustrarea și învățătura Domnului. Îmi spunea prietenul meu cel mai bun, o crescut la țară, fost 16 frați. Aveau animale, aveau pământ. Zice, bă, tata, atâta ne dădea de lucru, numai să nu avem timp să ne jucăm. Și zice, dacă se întâmpla că mergeau copiii din sașa la fotbal și fugeam și noi, zice, luam o bătaie din om. Dar ce intenționat ne dădea mult, mult, mult de lucru, ca nu cumva să ne rămâie timp să ne jucăm. Copiii s-o binecuvântare, nu ca să o exploatăm. Amin. Ascultați-mă. Copilul nu ne-l-a dat Domnul ca noi să-l exploatăm. Copilul ne-l-a dat Domnul ca noi să ne petrecem timp cu el, dar timp benefic care să bucure copilul de el. Du-te cu el la pescuit, du-te cu el la vânat, du-te cu el... Știți ce-a făcut tata cel mai bun lucru? Acum vă mai spun și ăsta. La 6 ani m-a luat de mână și m-a dus pe stadion. Aș fi dormit cu mingea în mână și m-a dat la un antrenor. N-amă. La 6 ani, nu o să uit niciodată. Pe vremea aia să-l duci copilul, el era și din comitet. Nu știu, frate, că îl dădea afară. Dar la 6 ani m-a dus pe... Nu o să uit niciodată ce-a făcut pentru mine. La 6 ani m-a dus pe stadion și m-a dat la un nabă, învață-l să joace fotbal, că nu să numai... Cu mingea m-aș fi culcat în pat. M-aș fi dus cu ea în adunare. Ăsta e benefic, ăsta îmi rămâne în memorie. Nu că... mi-o cumpăra el costum de școală în fiecare an, că trebuia să-mi cumpere alte costum. Big deal. Cel mai important lucru care l-a făcut pentru mine, tata, m-a dus pe stadion la 6 ani. Și nu lui nici acum, după 53 de ani. După 47, adică. După 47, nu-l uit. Și are valoare lucrul ăsta. O trecut el peste multe să facă aia. Și apreciez lucrul ăla. Folosește timp benefic ca copilul să bucure, nu-l exploata, nu-l pune la lucru. E timpul să-l înveți.
Dar toate lucrurile, spune Solomon, și-au vremea lor. Folosește timpul cu înțelepciune, cu chibzuință. Că de-aia ne-a dat Domnul. Pe vremuri, da, erau cazuri când aveau copii, numai că avea mult pământ și trebuia să lucre cumva. Și așa și crescut unii. Vreau să spun un lucru. Primul lucru care trebuie să-l faci. Fii prezent în viața copilului, dar fii o prezență binecuvântată, o prezență benefică, să se bucure și el și tu, nu numai tu. Amin. Cel de-al doilea lucru care poți să-l faci pentru copilul tău e să fii un profesor bun. Fii un profesor bun pentru copilul tău. Psalmul 32 cu 80. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Ca copil al lui Dumnezeu, Dumnezeu zice, eu, zice Domnul, te voi învăța și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Și de ce am ales lucrul ăsta? Pentru că Psalmul 32 e psalmul care David își povestește păcatul, își povestește necazul, își povestește durerea. Și atunci mi-a mărturisit Domnului, fără de legile, și zice, tu ai iertat vina păcatului meu. M-am întrebat oare ce s-a... Și zice, m-am întrebat și zice în versetul 7, tu ești ocrotirea mea, tu mă scoți din necaz, tu mă înconjor cu cântări de izbăvire. M-am întrebat dacă Psalmul 32 s-ar fi gătat cu versetul 7. Dar thank God că nu s-a gătat cu versetul 7. Și zice, pentru că dacă s-ar fi gătat cu versetul 7, zice, bă, l-o ierta Dumnezeu, dar... O și renunța Dumnezeu la el. Eu dau iertare, e bun Dumnezeu. Dar de acolo încolo David nu mai a fost același. Și vine versetul 8. Zice, eu, zice Domnul, te voi învăța. Vă închipuiți ce importanță are Dumnezeu care a creat cerurile și pământul și stele și tot ce vedem noi. Dumnezeu Creatorul zice, eu vreau să fiu profesorul tău, dar vreau să fiu un profesor bun. Pentru că știu că tu poate prinzi mai greu, tu poate uiți mai repede. Dar eu vreau să fiu un profesor care e plin de milă și plin de îndurare. Ascultați-mă! Eu, zice Domnul, te voi învăța. Știți cât e de scump să mergi la Yale University sau la alte universități ca să ai profesor de renume? Plătești ca părinte tot averea. Dar vreau să vă spun, Dumnezeu care e Creatorul își ia angajamentul să stai lângă tine. Să aibă răbdare cu tine să te învețe. Dă-mi voie să spun... Fii un profesor bun pentru copilul tău, nu un profesor rău. Aveam o vecină, eram în același curte, ne-a băgat statul vecinii atunci forțați pe vremea comuniștilor. Și asta avea o fată mai mare cu vreo 4-5 ani ca mine și mă trimitea mama săracă, ce du-te la Geta să te înveți, să te ajute la școală. Fraților, o oră la Geta la școală, știți cum eram? Tot eram roșu după cap. Numai pâni. Tot eram roșu după cap, să știți. N-avea asta răbdare cu mine deloc. Cum nu știam, cum greșeam, cea... Eram roșu. Vineam într-o oră, nu mă mai duc mamă, și de iau patru, și de nu trec clasă. Asta n-avea răbdare. E singurul care îți iubești copilul, cum nu-l iubește nimeni. Tu trebuie să fii cel mai bun profesor al copilului tău. Nu aștepta într-o zi să-ți învețe alții. Nu te bizui pe alții. Că alții îți vor folosi copilul numai ca să facă și ei ceva, să nu zică alții că nu au făcut nimica. Am avut la liceu un profesor, am făcut 4 ani de rusă. Știți cât am învățat din limba rusă? Nu că mi-a plăcut, că nu mi-a plăcut deloc. Să număr până la 10. Atât. În 4 ani de rusă, nu știu, să număr până la 10. Atât. Și acum, dacă mă gândesc, poate greșesc. Am avut un profesor, ăsta a fost ceva poet și a avut ceva probleme cu sistemul comunist. Și nu știu cum îl înghețau ăștia, cum nu îl înghețau, ăsta venea să punea la catedră, deschidea catalogul, scotea o carte, o punea pe catalog și citea. Și noi la limba rusă ne plimbam de la unul la altul în clasă, făceam ce vroiam. Toți aveam 5. Toți am trecut clasă. Toți aveam 5, tot am trecut clasă, dar niciunul n-a rămas cu nimic. Pentru că nu l-a interesat de noi. El avea o problemă cu sistemul, cu comuniștii, nu știu ce,
probleme nerezolvate, polițe neplătite și noi am plătit. Dă-mi voi să spun un lucru. Copiii ne-o dat Dumnezeu și fiecare nu e un accident. Nu e o întâmplare. Copilul ți-l-o dat Domnul să fie un profesor bun pentru el, să-ți pese de el, să te intereseze ce învață și ce nu învață, ce știe și ce nu știe. Fii un profesor cu inimă. Pe clasa întâia m-am dus la o școală și am avut o profesoară, tovarășa Toma. Fraților, știți cum era femeia asta? Dacă nu știai matematică, te băteai în fața clasei fără pantaloni. Ascultați, mama e ceștată. Te scoteai în fața clasei fără pantaloni și așa te bătea. Asta nu concepea să nu cunoști, nu știi. Să te ia cu tine după ori la școală, dacă nu trebuia să mergi la ea acasă. Dacă nu trebuia să mergi la ea acasă. Vreau să vă spun că rata la femeie era pe vremea de 89% care au făcut primii 4 ani cu ea. Mergeau la facultate. Mă scula mama noaptea și mă întreba tabla mulțării și o știa. Am ajuns eu profesor de matematică la alți. Stăteam după ore, mă punea pe mine să stau cu aia care prindeau mai greu, să le dau extemporale, să le arăt, să le ăsta, și trebuia să le pun note. Și ce credeți, ce note aveau? Păi când venea a doua zi, trebuia să dau numai 2 și 3 aveau, sărace. Că eu n-aveam răbdare, eu eram forțat, pe mine nu mă interesa de ei. Dar pe femeia asta o interesa. Fii un profesor care să te interesează, că de ceea ce îl înveți acum va depinde tot viitorul lui. Și ce zice Proverbe 22:6? Învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea, dar învață tu, nu lumea. Nu profesorul creșă, nu tinerii ăștia care merg la Sunday School, nu cei la tinerii sau alții. Învață-l tu, că e a tău. Ție-ți pasă de el. Fapte 19:26, a început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Acuila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei și l-au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Apolo era un om tare în Scripturi, dar nu cunoștea calea. Și Acuila și Priscila spune că l-au luat și i-au arătat cu deamănuntul. Dar știi ce trebuie să, ca să poți să arăți cu deamănuntul? Trebuie să cunoști tu. Trebuie să cunoști tu. Fii un profesor care ești pregătit în materie. Ascultați-mă, am avut și profesori care nu erau pregătiți, care atunci citea lecția când eu preda. That doesn't work. Și am avut profesori care vinea și cu cartea închisă, spunea aproape toată cartea pe de-a rost. Ascultați-mă, am văzut profesori cu cartea închisă, spunea preda toată cartea, că o cunoștea, o stăpânea. Fii un profesor în termenii noștri, fii un profesor care stăpânești ce înveți, care trăiești. Nu vorbi numai din... că așa se predică la adunare. Nu vorbi numai că așa zic și alții și să fii și tu cu ei în același trib. Fii un om care ești exemplu, care aplici în viața ta ceea ce înveți pe alții. Proverbe 4:3-4 zice că eram încă fiul la tatăl meu și fiul gingaș și sigur la mama mea. El mă învăța atunci și îmi zicea, când era gingaș, când era mic, la tată și la mama, el mă învăța, nu preotul de la templu, nu prorocul, nu leviță, tata și mama mă învăța și îmi zicea, fii profesorul copilului tău, ce poți să faci? Păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Tu. Am avut la școala asta, nu o să vă spun cine e persoana, când am făcut eclesia, m-a avut un frate mai în vârstă ca noi. Ieșit deja la pensie, o vine și el să facă școala cu noi. Că zic că vrea să facă școală. Și am avut tot felul de profesori, tot felul de frați din America și chiar din România. Și nu uit niciodată. Asta se întâmpla la fiecare profesor când venea prima dată.
Vinea profesorul, se punea acolo în fața noastră la o masă și ne spunea cine e, se prezenta tot. Și după ce omul spunea, sunt fratele Cutare, păstoresc acolo, am venit să vă predau cursul Cutare, cursul ăsta. Fratele ăsta de acolo din bancă zice, frate, zice, eu am fost în învățământ în România. Și acolo învățământ, nouă ni s-a spus că dacă elevul nu trece clasa, e vina profesorului, că nu știu să-i predai. Nu-i niciodată. Și zic, nu mă văd ochelarii așa, fratele Gog, s-a uitat la el. Și pentru că era mai în vârstă ca el, nu zicea nimic. Dar la tăți le-a făcut asta. Frate, dacă elevul nu trece clasa, zice, e vina profesorul că nu știu să învețe. Vreau să vă spun, tăți am trecut clasa. E vina profesorului, dacă copilul, să știți, nu dăm vina pe Dumnezeu, nu dăm vina pe biserică, nu dăm vina pe frați. Fii tu un profesor, numai cât că fii un profesor bun, un profesor care să-ți pasă. Știți care e reward-ul cel mai mare? Dacă ești un profesor bun, spune cuvântul Domnului în Daniel 12:3, zice, cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului. Și cei ce vor învăța pe mai mult să umble neprănire, vor străluci ca stele. Ai șansa ca părinte într-o zi să strălucești ca o stea. Dar dacă ești un profesor bun, un profesor care să-ți pasă, să pui inima, să-ți pese de copilul tău, cel de-al treilea lucru, în dimineața aceasta este, ce mai pot să fac? Pot să-mi arăt dragostea și să-i o demonstrez dragostea la copil. Arată-ți dragostea față de copil, dar și demonstrează-o. Și zice, pentru că în 1 Ioan 4:8 spune că Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu este dragoste. Vreau să vă întreb în dimineața aceasta, își demonstrează Dumnezeu dragostea față de noi? În fiecare dimineață, Dumnezeu ne demonstrează că ne iubește. Și ce zice în Isaia 1,18? De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. În fiecare dimineață. Nu numai că ne spune despre dragoste, nu numai că citim că Dumnezeu e dragoste. În fiecare dimineață Dumnezeu își demonstrează dragostea față de mine și de tine. O spus Petru, zice, de câte ori să iert pe aproapele meu când greșește? Și știți ce a spus Domnul Iisus? Zice, de 70 de ori câte 7. Dacă i-a cerut Hristos la Petru, vreau să spun că și Dumnezeu face același lucru cu noi, cu fiecare. Că nu a putut Dumnezeu să-i ceară la Petru să facă ceva ce nu face el. Demonstrează la copil că îl iubești. Și ce a zis Pavel în Tit? Zice, spune ca femeile în vârstă trebuie să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbață și copiii. 1 Ioan 3:1 zice, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tată ca să ne numim copii al lui Dumnezeu, suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Dar zice, vedeți, dragostea trebuie să vadă. Copilul tău trebuie să vadă că îl iubești. Spune în Marcu, în capitolul 6:48, a văzut pe ucenici că se necăzește cu văzăjirea că vântul era împotrivă și în a patra strajă din noapte a mers la ei, umblând pe mare. Pentru că îi iubea. I-a văzut că se năcăjesc, i-a văzut că se osteznesc și-o merg spre ei. Când copilul tău are cea mai mare nevoie de tine, demonstrează lucrul ăsta, fii prezent acolo, arată că îl iubești. Și ce, și ce îmi place extraordinar, zice cuvântul Domnului, zice, și Tată să nu numim pe nimeni pe pământ, pentru că unul este singur Tatăl vostru, acela care este în ceruri. Dar noi ne numim Tată și ne place și ne bucurăm când copiii noștri, zice, ne spun Tată. Dar dacă ne-am luat acest titlu care spunea Domnul Iisus că numai lui Dumnezeu îi se cuvine, dacă ne-am luat și noi titlul ăsta, dăm voie să spun și ce a zis Pavel, călcați pe urmele mele, întrucât eu calc pe al lui Dumnezeu, că Hristos a fost Dumnezeu. Dacă ți-ai luat titlul de tată, demonstrează dragoste, că în cuvântul tată, esență, este dragoste, că Dumnezeu este dragoste.
Luca, capitolul 15. Pilda fiului risipitor. Știți de câte ori o zis fiul risipitor cuvântul tată când era acolo la porci? De 4 ori. Mă duc la bătrânul acasă. Mă duc la putare. Mă duc la tată. Când cuvântul tată este dragoste și-o știut că îl va primi în casa lui, măcar cap un argat. Copilul trebuie să știe că atunci când ție spune tată, la tine este o dragoste necondiționată. Ascultați-mă! Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi. Noi vorbim de dragostea agape, necondiționată. Dumnezeu și-a arătat-o asta. Dacă tu îți ai luat numele de tată, tu trebuie să ai față de copiii tăi o dragoste necondiționată. Am văzut familii care dacă copiii nu i-au mai umblat pe urmele lor, nu au mai vrut să vină la adunare, cum zicem noi, nu le-au mai făcut de mâncare. Ce să-i fac de mâncare la bagabontul ăsta? Ce să-i dau lui? Ce să-i cumpăr eu? Și-au crescut niște bagabonți. Și așa și-și crescut. Te întreb, așa a făcut Dumnezeu cu noi? De unde e asta? Una învățăm în biserică și alta facem acasă. Dumnezeu își arată dragostea, păi zice, cel neprihănit de 7 ori cade și de 7 ori se ridică, pe frate vine, e beut, e așa și... Dar eu nu pot infecta ceilalți din casă, ceilalți copii. Dar pilda fiului risipitor nu a fost aceeași problemă, că îl infectează și pe la mai mare. Dar tata și-a arătat dragostea. Demonstrează-i lui copilul tău că îl iubești cu adevărat și că pe tine te-a iubit Dumnezeu. Să vă iertați unul pe altul, așa cum v-am iubit și cum v-am iertat eu, zis Hristos. Dacă tu nu-ți poți ierta copilul, te întrebi pe cine poți ierta? Crezi că ies pe din adunare? Baloni. No way. Vreau să vă dau un exemplu trist. 2 Samuel 3, capitole 13, 14 și 15. E povestea lui David, dar e o poveste tristă. Amon a poftit o fată, o soră de-a lui vitregă, pe Tamar. Și atât a poftit-o până o necinstit-o. Numai cât că sora asta avea un frate tare încăpățânat, un frate mândru, un frate cu orgol, Absalom. Și într-o zi vine Absalom, pune la cale un plan și îl omoară pe Amon. Și Absalom fuge, se ascunde și zice că păratul l-a urmărit, David l-a urmărit pe Absalom și nu l-a găsit și se ascunde Absalom. Dar trece timpul și în capitolul 14, vreau să vă arăt primul verset, dacă vreți să viteți, 2 Samuel 14 cu 1. Ce Ioab, fiul Țeruiei, a băgat de seamă că inima împăratului era prinsă de dor după Absalom. Ascultați-mă! O văzut Ioab, căpetenia oștirului lui Israel, o văzut că împăratul, inima lui ardea de dor după Absalom. Și pune o femeie să meargă cu o poveste ca să-l facă pe împărat să-l aducă pe Absalom acasă. Și povestea reușește și femeia reușește. Și trimite după Absalom și zice în capitolul 14 cu versetul 24, dar împăratul a zis să se ducă în casa lui și să nu-mi vadă fața. Interesant, o pagină mai înainte, inima era aprinsă când vine să nu-l vadă fața. Și trec doi ani trec și în anii ăștia nu, și se supără Absalom și iar de niște ogoare lui Ioab și zice, de-aia m-ai adus să stau prizonier, să stau închis în casa mea, să nu văd fața împăratului. Și ajunge Absalom la împărat și știi ce? Zice versetul 33, ultimul verset din capitolul 14. Și împăratul a chemat pe Absalom, care a venit la el și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Împăratul a sărutat pe Absalom. How cold. Păi mă, cu 2 ani în urmă ți ardea inima. Nu mai puteai după el. Îl aduci la Ierusalim și îl peghepsă și îl pui să stai 2 ani să nu te vadă.
Și vine în sfârșit Absalom înaintea ta și tu și-a capă mătușa. A închis și de țet. Și zice modurut. Și zice modurut. Hai să vă citesc ceva din 1 Samuel 20 cu 41. După plecarea băiatului, David s-a sculat din partea de miază zi, apoi s-a aruncat cu fața la pământ și s-a închinat de 3 ori. Cei doi prieteni s-au împărțișat și au plâns împreună. David, mai ales, se prăpădea plângând. Păi mă, tu poți să plângi pentru Ionatan, că te desparți. Da, ați fost prieteni, v-ați înțeles bine. Și pentru copilul tău, un simplu chis. Adică tu plângi de te prăpădești. Și pentru copilul tău, un simplu chis. Mere mai departe, 2 Samuel 1, 11 și 12. David și-a apucat hainele și le-a sfârmat și toți oamenii care erau lângă el au făcut același lucru. Au jelit, au plâns și au postit până seara de durere pentru Saul, pentru fiul său Ionatan, pentru poporul Domnului, pentru că fuseseră tăiați cu sabia. Și-au rupt hainele și le-au sfâșiat. Că a murit prietenul lui, tatăl lui, dușmanul lui a murit, Saul. A murit poporul lui Dumnezeu, tăiază sabie. Și David își sfârșește hainele și plânge și postește. Și pentru copilul lui. Spune cuvântul că l-a sărutat simplu și s-au despărțit. Știți care e problema? Știți care e titlul, subtitlul la capitolul 15? Știți la ce s-a dus lucrul ăsta? La un simplu chis. În loc să demonstrează la Absalom că îl iubește. În loc să demonstrează că a păstrat așa ca în pilda fiului risipitor, vițelul îngreșat. Haina nouă, inelul pe deget, începe răscola lui Absalom. Pentru că nu știu să demonstreze dragoste. Și vreau să vă spun un lucru, ca el, Domnul, are milioane. Sunt atâția care vin și îți dau haguri în biserică și te îmbrățișează și face tot pentru frați. Numai pentru copiilor de acasă nu face nimic și pentru soția lui. Ascultați bine ce vă spun. Sunt atâția care în adunare, I love you, brother. Ma relația cu copiii de acasă mai rea. Ascultați ce vă spun. Demonstrează-ți dragostea față de copilul tău. S-ar putea să nu calce pe urmele noastre. S-ar putea într-o zi să-și iei partea să plece. Copilul trebuie să știe că are acasă un tată care îl iubește necondiționat. Amin. Copilul trebuie să știe că are o casă unde poate să meargă murdar, mirosând. Vreau să vă spun că stau mers la porci, dar dacă atunci era marioana, dacă atunci era heroină, dacă atunci era tot ce este astăzi, acolo mere. Și nu o să tată să o auzi, băi, dragul tati, tu n-ai ce mai căuta în casa mea. Nu o să tată să o auzi, bă, eu trebuie să fac o ședință cu fratele tău la mai mare. Să văd dacă, ca, eu ți-am dat partea ta, cam ce-o rămas ea la ăsta la altă. Pentru că dragostea, capitolul 13 din 1 Corinteni, acoperă. Dacă nu poți să acoperi greșelile copilului tău și nu poți să demonstrezi la copilul tău că îl iubești, dă-mi voie să spun că ești un fățarnic. Ești un fățarnic. Dacă ăla care a ieșit din tine, tu nu poți să-i acoperi tăte. Dă-mi voie să spun, you waste your time here. 4. Ce mai pot să fac pentru copil? Și ultimul lucru este, disciplinează-ți copilul. Disciplinează-ți copilul. Proverbe 22, 15. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nu iau acertării, o va dezlipi de el. Vreau să vă întreb ceva. Este vreun părinte care în dimineața asta poate să zică că nebunia nu e lipită de inima copilului? Este vreun părinte care poate să zică, frate Cornel, I don't agree with that. Copiii mei sfinți. Agreem că la toți, vreau să spun că nebunia e lipită de inima copilului. Mi-au rămas în minte cuvintele lui fratele Iulian de duminica trecută. Dacă Dumnezeu a zis, nu se poate, înseamnă că nu se poate. Dacă Dumnezeu a zis că nebunia e lipită de inima copilului, înseamnă că așa e, fraților.
Vreau să vă spun ceva, nimeni n-are nimic cu copiii nimănui. Dar vreau să vă spun că copiii încearcă totdeauna the least resistance path. S-ar putea la tine acasă să fie un sfânt. S-ar putea cu tine să fie un sfânt, dar vreau să spun un lucru. Când ajunge cu alți copii, copiii de obicei își mai dau drumul un pic. Și dacă cineva îți spune, mă frate, uite care copilul tău face asta sau asta, nu lua nume de rău, ci iau ca o binecuvântare. Eu am crescut pe vremea când toată lumea punea mâna pe urechile mele. And I survive. Și nu mi s-au lungit nici urechile. Tenga, mă tătui la ele în oglindă așa. Mă înțelegeți? Pe vremea mea, toată lumea era cu mâna pe urechile mele. Toată lumea mă mângâia, eram roșu pe aici. Și când mergeam acasă, mă mai mângâia și tata. Nu știu, vreau să spun că m-am căsătorit, am mâncat supă foarte sărată și n-am știut de ce. Dar eu mâncam supa aia de tăiței plângând duminica la amiază. Și toate lacrimile încăuzeau în supă. Și am început să mânc sărat, până m-o vindeca nevastă. N-am știut de unde mi se trage mie mâncarea sărată. Așa am crescut. Și nu au zis tata niciodată că te numă, bă, tu ce ai cu copilul meu? Era unul care n-avea copii, credeți-mă. Și noi eram așa pe prima bancă și n-aveam voie să ne mișcăm. Nu era școală duminicare, nu era pufuleți, nu erau biscuiți, nu era apă, nu era lapte, nu era nimic. Nu ne dădea mâncare nici dimineața. Că au zis că numai animalele mâncă dimineața, duminică dimineața. Și meream flămânți pe prima bancă. Stăteam toți acolo și n-aveai voie ca copil, n-aveai păpușă, n-aveai mașinuță, n-aveai... Ce vorbești, domnule? Era un frate la capăt cu vioară, un frate bătrân. Păi, oamenii, când se întindea ăsta și dădea cu arcușul, unde pica? Pe cap, pe urechi, pe stăt. Și nu a vestat odată la el să zică, bă, frate, nu mai da, bă, că-i poți da în ochii, poți scoate ochii, mă. Eu, dacă aș fi astăzi să fie unul, să-l ferească Domnul. Dar vreau să vă spun un lucru, n-are nimeni nimic cu copiii dumneavoastră. Nebunia e limită de inima copilor. Și noi trebuie să știm lucrul acesta. Trebuie să avem răbdare. Trebuie să le mulțumim celor care ne corectează. Am observat părinți care vin în adunare și în clipa când intră în adunare, păi nu mai interesează ce se întâmplă cu copiilor. Și după aia îți devină ușieri, după aia îți devină pastori, după aia îți devină alții. Nu, frate, e a tău copilul, disciplinează-l tu. Dacă copilul tău iese de 10 ori până afară să bea apă și la WC-ul, vreau să-ți spun un lucru, du-te acasă și uite-te în 2 ore dacă el merge de 10 ori până la WC-ul și bea apă și îți garantez că nu merge. Dar cum din adunare? Pentru că știe că aceea tu trebuie să te porți creștinește. Și copilul știe. Și întinde sfoara să știți cu tine. Și tu, ca să arăți creștin și bun, îl lași pe mâna la alții. Și după aia ei îți devine că ți-o corectat copilul, că ți-o spus, du-te bă înapoi, că ai fost de 3 ori deja afară. Știți care e recomandarea lui Dumnezeu pentru nebunie? Proverbe 23, 13 și 14 zice, nu cruța copilul de mustrare, căci dacă îl vei lovi cu nuiaua, nu va muri. Lovindu-l cu nuiaua, îi scos sufletul din locuința morților. Ascultați că este remediu pentru nebunia din inima copilului. Apoi în Proverbe 13, 24 spune, cine cruță nuiaua, urește pe fiul său, dar cine îl iubește, îl pedepsește îndată. Proverbe 29 cu 15, nuiaua și certarea dau înțelepciune, dar copilul lăsat de capul lui face și va face și va face rușine mamei sale. Am auzit, din păcate, printre noi, frați, care au zis, frate, eu n-am folosit nuiaua niciodată la copii. Când te gândești prima dată, bă, zice, ăsta e un sfânt, ăsta da, ăsta așa știu, crește copii. Eu am fost un failure. Dar vreau să vă spun că nu-i biblic. Evrei 12 cu 6. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl... Ascultați și eu-ți mai înțeleg ca Dumnezeu. Domnul pedepsește și bate cu nuiaua. Și eu nu trebuie să folosesc nuiaua. Doresc ca Domnul să ne binecuvinteze. Doresc ca Domnul să ne dea înțelepciune. Ce trebuie să fac pentru copilul meu? Să fiu prezent în viața lui? Ce ai? Trebuie să fiu prezent, să fiu un profesor bun,
să-i demonstrez că îl iubesc și apoi să-l disciplinez. Și Domnul va face mai departe lucrarea. Amin. Mulțumim pentru mesaj, lăudat să fie Domnul. Amin. Realizez câteva lucruri în dimineața asta. Avem foarte multe idei de creștere a copiilor, suntem foarte mulți păstori în dimineața asta și avem prea puțin copii la binecuvântare. Stăm ridicați. Invit echipa să cânte spre slava Domnului o cântare, de băgare vă rog pe fratele Ilie și familia invită aici sus în față, pentru oficierea actului de binecuvântare. Din mesajul fratelui Cornel, era versetul 8, Manoah a făcut Domnului următoarea rugăciune și versetul 9, Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Manoah. Și noi ne vom ruga și Dumnezeu va asculta. Vă invit să veniți aici în față. Se poate afișa Numeri, capitolul 6, am să citesc de la versetul 22, iar dumneavoastră, ca biserică, atunci când veți auzi rostit numele copilașului, aș vrea să rostiți un da, un amin,
în dreptul binecuvântării. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Elois Nicolet. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Elois Nicolet. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Elois Nicolet. Amin. Astfel, se pune numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. Iubiții mei, frați și surori, aș vrea să vă pun o întrebare. Ce ziceți, Pavel, a fost dus la binecuvântare? A fost dus la binecuvântare și când s-o pocăim? Vedeți? Dumnezeu are în vedere toate lucrurile. Amin. Am învățat astăzi că Samson mi-a spus ce trebuie să facă. Până nu s-a născut. Ce va trebui să facă? Să-i zbăbească pe Israel din mâna filisteenilor. Ioan i-a spus ce trebuie să facă. La Domnul Iisus i-a spus ce trebuie să facă. Dumnezeu are în planurile Lui fiecare dintre noi ce trebuie să facem în viața de toate zilele. Și El ne-a hotărât zilele și la El anii și zilele noastre. Și îi mulțumim pentru toate lucrurile, mărit să-i fie numele Lui. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, iată stăm înaintea Ta, Doamne, și binecuvântăm numele Tău și îți mulțumim pentru binecuvântarea care ai dat-o la Elisabet. Da, îți mulțumim, Dumnezeule Nicolet, îți mulțumim pentru lucrul acesta, te binecuvântăm, Domnul nostru. Amin. Și Mântuitorul sufletului nostru. Da, îți mulțumim că Tu ești Cel care o păzăști de foc, de apă. Amin. Și de orice rău. Îți mulțumim că ai rânduit un înger pentru ea ca să o păzească, care va de fața Ta oricând, Dumnezeule mare și minunat. Îți mulțumim pentru viață, îți mulțumim pentru mădularele ei, îți mulțumim da, pentru Doamne. Sănătatea ei, îți mulțumim pentru Doamne. Tot ce vei face pentru ea, Dumnezeule mare, da, că vei crește și vei avea în vedere lucrarea Ta pentru ea în fiecare zi, Dumnezeule, îți mulțumim. Da, binecuvântat să fie numele Tău, numele Domnului Iisus Hristos. Da, îți mulțumim, păstorul nostru, care o ai luat în brațele Tale și o crești, o pui pe umerii Tăi de la nașterea Ta și o ții în viață și pe umerii Tăi până la adânci bătrânețe. Îți mulțumim de înțelepciunea, îți mulțumim de tot ce-i vei da în viață, Doamne. Da, îți mulțumim că vei face din om slujitoarea Ta, îți mulțumim. Amin. De lucrul Doamne. Acesta. Că în planurile Tale le ai toate lucrurile, Dumnezeule viu și Dumnezeule mare. Îți mulțumim de anii pe care îi rânduiești pentru ea. Da, îți mulțumim, Iisus, marele preot, care ai murit în locul ei, Doamne. Ai murit și ierți păcatele. Îți mulțumim, Iisus, că vei vegea asupra ei și mintea ei și inima ei și gândurile ei. Le vei curăți cu sângele Tău. Îți mulțumim da, că Doamne. Când va crește mare, Doamne, Tu vei veghea peste ea, o da, vei Doamne. Păzi de cel rău, o vei păzi de orice primejdie, o vei păzi, Dumnezeule, ca să rămână lângă Tine și lângă mântuirea Ta. Îți mulțumim că atunci când va fi mare, Doamne, îi vei rândui un soț, îi vei rândui copii, îi vei rândui nepoți, îi vei rândui strănepoți, îi vei rândui, Doamne Dumnezeule, viață lungă și plină de bucurie și de fericire prin dreapta Ta. Ajută, îți mulțumim când va trece prin încercări și necazuri de care toată lumea are parte pe pământul acesta. Tu vei fi ocrotirea ei, Tu vei fi ajutorul ei, Tu vei fi binecuvântarea ei. Îți mulțumim că făgăduințele Tale care le-ai dat în binecuvântarea aceasta îți nespus de multe și îți nespus de mari și scumpe. Îți mulțumim, păstorul nostru, că la adânci bătrânețe o vei aduna ca znopul strâns la vremea Lui și o vei așeza în mântuirea Ta. Te binecuvântăm pentru făgăduințele Tale.
Te binecuvântăm pentru tot ce ai făcut pentru ea. Te binecuvântăm că ai binecuvântat-o tu. Da, Doamne, te binecuvântăm pentru mulțumim. Binecuvântarea aceasta. Îți mulțumim pentru binecuvântarea aceasta. Îți mulțumim că binecuvântarea ta rămâne pentru totdeauna. Amin. Noi am Amin. Pus numele tău peste ea. Numele care mai presus de orice nume, care mai presus de orice binecuvântare, care mai presus de orice laudă. În numele acesta îi dai mântuirea, în numele acesta îi dai vindecare, în numele acesta îi dai ocrotire, în Slavă numele ție, acesta Doamne. Îi dai călăuzire în viață, în numele acesta îi vei da Duhul tău peste ea, mărit și binecuvântat să fie numele tău, Stăpâne. Te binecuvântăm și îți mulțumim, te slăvim pentru făgăduințele tale, pentru binecuvântarea care o dai, îți mulțumim că o ai dat și noi slăvim numele tău, ai milă de părinții ei, Doamne, Dumnezeule, ajută-i să o poată crește Amin. În te cuvântul tău, în frică de numele tău, ai Amin. În vedere bunicii ei, Doamne, ai în vedere bunicii ei și străbunicii ei, cercetează-ne pe fiecare și ajută-ne să rămânem tari până la venirea ta. Așteptăm cu nerăbdare, Doamne, venirea ta pe norii cerului. Da, te binecuvântăm și ne pregătim să te întâlnim pe tine, Tatăl nostru care ești în ceruri. Sfințească-se numele tău și vie împărăția ta Amin. Și facă-se voia ta. Amin. Precum e la tine în cer, așa și la noi pe pământ. Pentru da, toate te slăvim, Tată, pe Domnul Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt. Amin. 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 Aș dori să rămânem ridicați și rog pe fratele Aurel Ardelean să mulțumească Domnului pentru această dimineață, binecuvântând pe Domnul și biserica. Slăvim și binecuvântăm numele Tău, Tatăl nostru și Dumnezeu nostru. Slavă ție, Doamne! Venim în fața Ta și în fața puterii Tale în aceste clipe și momente. Și din adâncul inimilor noastre venim să-ți mulțumim pentru bunătatea ta, Amin. Pentru dragostea ta, pentru harul Amin. Tău, pentru grija care ai avut-o față de noi până în aceste clipe și momente. Venim să-ți mulțumim, Doamne, pentru Eloise. Ai lăsat-o, Doamne, în familia lui Nathan și a lui Nicolet. Îți mulțumim că ți-ai lăsat-o sănătoasă. Amin. Îți mulțumim pentru Logan, Doamne, care l-ai lăsat în familia lor. De asemenea, Doamne. Doamne, te slăvim, te binecuvântăm și nu avem cuvinte să-ți mulțumim da. Pentru binecuvântarea ta. Te rugăm să ne scrii numele noastre în cartea vieții a fiecăruia. Da, te rugăm, Doamne, să ne binecuvintezi pe această lume, în această lume, în călătoria noastră care o facem pe acest pământ. Tu știi dorința mea, Doamne, că indiferent prin ceea ce va trebui să trecem prin această lume, aș dori împreună cu copiii, cu nepoții, cu toți să fim mântuiți, Doamne. Îți mulțumesc că și ne vei binecuvânta. Îți mulțumesc că și ne vei păstra în carul tău de biruință. Îți mulțumesc că și ne vei apropia de tine din zi în zi. Ne vei da înțelepciune ca să călcăm pe urmele tale, să ne apropiem de tine. Dorința noastră, dorul nostru să fie aprins pentru mântuirea pe care ne-ai dat-o în dar. Te binecuvântăm, Doamne, pentru toate la despărțire. Vină cu noi, binecuvântă-ne pe fiecare în parte. Lasă pace în fiecare familie, lasă dragoste pentru tine, Doamne. Dorința noastră în fiecare familie să fie de apropiat de tine, pentru că vremurile sunt târzii, Doamne, și Tu ești aproape, cât mai, tot mai aproape. Pentru toate îți mulțumim. Rămâi cu noi, rămâi pacea noastră, nădejdea noastră. Te slăvim, Tată, Fiule și Duhule Sfinte, să fii slăvit în veci. Amin. Amin. Încheiem slujba din dimineața aceasta aici, dorindu-vă tuturor o după-amiază binecuvântată. Vreau să vă aduc aminte, diseară la ora 5, cu ajutorul Domnului, ne vom întâlni aici pentru cuvânt, pentru părtășie, în cântare, în rugăciune. Vă binecuvântăm pe toți, harul Domnului să fie cu noi, cu fiecare. Amin. Dan. Brother Dan. Scrie să fie același scris. Așa, ce-mi place de tine, mă.